Salutare, prieteni, doamnelor și domnilor, Mihai Neamțu, Vocea Libertății. Sunt bucuros să stăm de vorbă și despre altceva decât despre politică. E campanie, suntem în linie dreaptă, ne îndreptăm, evident, către ziua votului, când oamenii pot să aibă cea mai mare putere în lume, care este puterea ștampilei în urnă. Dar dincolo de campania electorală, doresc să vorbesc cu dumneavoastră despre un film care m-a pus foarte tare pe gânduri și care, uite, în mod paradoxal, e comentat de mine pe social media, adică pe unul dintre canalele privilegiate în România ale internetului, care este Facebook. Pe Facebook comentez ce face Facebook cu noi. Pe Facebook comentez dependența noastră de acest instrument. Pe Facebook comentez mecanismele de control pe care algoritmii pe care i-a pus în mișcare echipa lui Zuckerberg reușește, mecanismele pe care ei reușesc, iertați-mă, să le activeze ori de câte ori, iată, vedeți un hashtag, ori de câte ori vedeți o invitație la dialog. Așa că merită să stăm de vorbă despre acest film copleșitor, l-am văzut în weekend. M-a pus pe gânduri și aș vrea să vorbim în următoarele 10 minute despre el. Întâi de toate, întrebarea pentru voi: l-ați văzut? Dacă da, cum vi s-a părut? A doua întrebare: când ați făcut ultima oară experiența despărțirii timp de o oră, două ore, 10 ore, două zile de telefonul mobil? Telefonul mobil care într-adevăr captează sunete și atunci când tu crezi că el e mort, când el nu mai, cum ar veni, nu mai activ, care îți recomandă să cumperi lucruri despre care ai vorbit cu prietenii, da? Tu vorbești cu prietenii despre, nu știu, o sticlă de vin și când deschizi Google, constați că acea sticlă de vin îți este recomandată. Tu vorbești cu prietenii despre o vacanță în Grecia și constați că primul lucru pe care ți-l recomandă Facebook este o vacanță în Grecia. Deci, dincolo de aceste bizare și hilare situații, aș dori să vorbim mai în adânc despre dependență, adicție, despre această lume nouă care se construiește sub ochii noștri, în care eu, de pildă, petrec foarte mult timp cu ochii în telefon, pierzându-mi inclusiv acuitatea vederii. Am avut pentru prima oară la 18 ani senzația că nu văd departe la tablă în timpul examenului de admitere la filozofie. Începusem să nu mai văd la distanță, am devenit miop. Bine, eu credeam că a fi miop este un lucru remarcabil, fiindcă îl admiram pe Mircea Eliade, cel care a scris jurnalul, romanul adolescentului miop, da? Dacă vreți, jurnalul sau în orice caz discursul autobiografic al savantului născut la București în 1907. Dar dincolo de adicția noastră față de acest ecran, sunt adicții mai profunde. Sunt adicții care se nasc atunci când noi căutăm o lume perfectă, o lume ideală, o lume politică, fără dezacorduri și în care toată lumea e de acord cu noi. Această utopie e hrănită într-o bulă. Toți trăim într-o bulă. Bula conservatoare nu se înțelege cu bula progresistă. Progresiștii doresc educație LGBT în școli și își dau ochii peste cap că există catolici, creștini catolici în Polonia, care nu-și doresc asta. Și cele două lumi nu stau de vorbă absolut deloc. Feministele doresc egalitate în orice împrejurare, inclusiv atunci când femeile trebuie să intre în muntele Athos. Creștinii respectă tradiția locală și înțeleg că în muntele Athos bărbații doar intră pentru pelerinaj. Așa cum creștinii de ambele sexe înțeleg că muezinul în tradiția islamică este cel care cheamă la rugăciune. Apropo de diversitate culturală, asta e adevărata diversitate, să respecti cutume, tradiții care au peste 1000 de ani. Deci spuneam că trăim în bule, dragilor, bula conservatoare, bula progresistă. Și rare ori stăm de vorbă. A murit dialogul. Uitați-vă că și politicienii, doamnelor și domnilor, n-au chef de dialog. Nu vorbesc despre experimentul de ieri seară, când
l-am invitat pe Negoiță, l-am invitat pe Bădulescu, l-am invitat pe Adrian Moraru să discute și a venit doar un reprezentant din partea unui partid umanist, în fine, foarte puțin cunoscut. Dincolo de această frică de dialog pe care au politicienii slabi, politicienii nereprezentativi, politicienii care până la urmă au calcule mărunte, există ceva și mai grav la adresa care subminează democrația, lipsa noastră de apetit pentru conversația mare, pentru conversația adâncă. Și m-am gândit la asta când am văzut votul din Parlamentul European împotriva Poloniei. Nu știu dacă mi-e clar ce se întâmplă în Polonia din punct de vedere tehnic, juridic, da? Sunt anumite orașe care au spus că ele nu doresc propaganda LGBT. Probabil că, de pildă, într-un asemenea oraș care a luat această hotărâre prin Consiliul Local, bănuiesc, nu poți să faci manifestații de tip Gay Pride, probabil. Și progresiștii europeni au hotărât să retragă finanțarea pentru aceste orașe, ca și când specificul cultural nu se aplică atunci când elementul creștin e dominant, ci doar atunci când elementul, nu știu, minoritar este clamat. Nu mi-e clar, repet, ce se întâmplă în Polonia și vreau să studiez mai bine, fiindcă e o tensiune aici între drepturile colective și drepturile individuale, e o tensiune aici între cutume, tradiții pe de-o parte, diversitate culturală pe de-o parte și drepturile, să zicem, cetățenilor europeni. E o discuție aici, dar și nu pot să o arbitrez acum, dar mi-e clar că, spuneam, tendința în ultima vreme este către omogenizare și polarizare. Pe de-o parte, ne omogenizăm vederile între noi, ne radicalizăm, adică cine este de dreapta trebuie să fie pentru unii de extremă dreapta, ca să fie cu adevărat de dreapta, cine este de stânga trebuie să fie de extremă stângă ca să fie de stânga. Am abolit centrul, zona aceasta intermediară de dialog, puntea aceasta de legătură între oameni de stânga și de dreapta a fost pur și simplu dinamitată. Uitați-vă ce se întâmplă în America, uitați-vă la polarizarea aceasta teribilă înaintea alegerilor din Statele Unite. Înainte aveai oameni care se căsătoreau și care mergeau la biserică împreună și unul vota cu Partidul Democrat, altul vota cu Partidul Republican. Astăzi e de neconceput să faci așa ceva. Deci filmul acesta, Social Dilemma, scoate la iveală fenomenul acesta de radicalizare și de polarizare. Pe de-o parte, radicalizarea prin intensitatea sentimentelor trăite și de unii și de alții, ură din partea progresiștilor la adresa conservatorilor și probabil dispreț din partea conservatorilor la adresa oamenilor de stânga, pe care îi văd ca pe niște zombi, nu așa, care precum idioții perfecți din nu știu ce filme execută ca niște păpuși o comandă venită de departe. Dar dincolo de această poveste, repet, despre radicalizare și despre polarizare, social media, social dilemma, e și despre viețile noastre în sensul cât mai intim și mai personal. E despre imaginea noastră de sine. E despre cum o fetiță care își postează pe Instagram chipul și descoperă că are niște urechi mai măricele, iar e un nas mai borcanat, cade în depresie pentru că nu primește suficiente like-uri. Despre tendința către suicid a celor care, pentru că nu sunt perfecți, nu mai vor să trăiască pe acest pământ. E teribila realitate virtuală care ia locul realității reale, ca să zic așa, realității nemijlocite. Viețile noastre amoroase, da, sunt răvășite de această experiență. În căutarea partenerului perfect, unii așteaptă un an, 2, 10, 15, 20 de ani și făt frumos nu mai vine. Făt frumos, care oricum arată mult mai bine pe Instagram cu toate filtrele de rigoare, care și-a mai pus și niște mușchi, că există aplicații care să te ajute să-ți pună mușchi, prințesa sau albă ca zăpada, care arată perfect când te uiți pe Instagram, și-a pus și un pic de ruj suplimentar, da? Și-a rezolvat și problema cearcănelor, a pus un pic și de culoare, da? În păr, care arată senzual, care arată atractiv, femeia aia, în realitate, nu e chiar așa de perfectă, nu? Nu e perfectă deloc, e chiar foarte imperfectă. Și atunci, conflictul între realitate, pe de-o parte, și virtual, conduce la
în singurare, la epidemia aceasta a izolării. Oameni care nu-și mai construiesc familii, oameni care nu-și mai întemeiază relații statornice. Social Dilemma este un film extraordinar din punctul meu de vedere, chiar dacă e făcut de Netflix. Ăștia mai fac și orori, Cuties, știți filmul despre fetele de 11-12 ani proiectate sexual, teribil, absolut teribil, ca și când publicul predominant Netflix ar fi format în pedofil sau mai știu eu ce. Pe de o parte, pe de altă parte, Netflix a făcut și niște documentare interesante și acesta este un documentar interesant. Vă urmăresc comentariile și reacțiile. Sunt în partea dreaptă a șoferului. Nu conduc, nu vă mai agitați, nu mai îmi scrieți, vă rog, că aș conduce în timp ce vorbesc, că nu fac asta niciodată. Deci spuneam că filmul este un film tulburător care a trebuit urmărit de către toți dascălii, de către toți părinții, de către toți cei care se ocupă de educație, de către ministrul educației, de către premierul României, de către președintele României, de către liderii din diferitele biserici ale acestei societăți, acestei Românii, iertați-mă. Cred sincer că filmul acesta este un film obligatoriu pentru a înțelege impactul absolut negativ pe care îl are asupra vieților noastre această lume digitală care este predicată de dimineața până seara ca fiind singura soluție. Și stai și te întreb cine a câștigat din această retorică, nu, a digitalizării. Că ei spun, ne trebuie 400.000 de tablete, ne trebuie 4 milioane de tablete, ne trebuie sute de milioane de camere video. Totul să fie virtual, totul să fie online, totul să fie digital. Fraților, dar ce se pierde când se câștigă? Vorba lui Horia Patapievici. Ce se pierde când interacțiunea nemijlocită dispare? Când eu nu mai pot să îmbrățișez un prieten? Când eu nu mai îl văd cu lacrima lui de rigoare, cu zâmbetul lui euforic, pe cel care fie a câștigat, fie a pierdut, nu, o bătălie sau un examen și așa mai departe. Totul este online. Online asta înseamnă că ne putem masca, ne putem ascunde, ne putem, până la urmă, desomatiza. Creștinismul este o religie a întrupării, a logosului întrupat. Creștinismul este despre the word become flesh. Despre cuvântul devenit carne, trup, sarx, spune în Evanghelia după Ioan. Păi atunci, unde mai e trupul, corporalitatea? Cu toate imperfecțiunile, stați puțin, trup înseamnă și imperfecțiune, sau în primul rând imperfecțiune. Ce e trupul? Este evidența morții. E pregustarea, inclusiv, dacă vreți, a corupției noastre ontologice și biologice. Dimineața când te trezești, gura ți miroase. E un miros al morții, dacă vreți. Totul, dacă e lăsat natural, ajunge să se descompună. E nevoie, deci, de cosmetizare. Și atunci cosmetizarea asta creează o iluzie, o iluzie a perfecțiunii, când de fapt noi suntem atât de profund imperfecți. O să tragem un pic aici pe stânga ca să termin live-ul și după aceea merg eu la întâlnire, că am o întâlnire acum la 1:30 și doresc să vă mulțumesc pentru că sunteți alături de mine și doresc să vă rog să-mi spuneți cum ați văzut voi filmul acesta. Repet, e mai grav decât am crezut. Nu e doar despre controlul acestor megacorporații care au câștigat miliarde din COVID. Deci să fim sinceri. Cine a câștigat? Zuckerberg? A câștigat Zuckerberg? M-a sunat cineva. A câștigat Zoom, a câștigat Facebook, a câștigat Google, toți cei care fac bani, monetizează prezența noastră online, fiecare minut pe care noi îl petrecem în online, fiecare secundă de atenție pe care eu o dau acestui ecran, acestui monitor și acestui satelit care transmite imagini mai departe, fiecare secundă e monetizată de către Google. Cu cât noi stăm mai mult cu telefonul în mână, cu atât ei fac mai mulți bani. Și cu atât mai mult noi ne desființăm modul de a fi. Noi ne distrugem familiile. Noi ne pierdem legătura cu copiii. Uitați-vă în parcuri, da? Tata și fiica. Tata e pe telefon, fiica e pe telefon. Fiica e cu mintea într-o lume, tata e cu mintea într-o altă lume. Foarte rar ne întâlnim. E grav ce se întâmplă. Familiile sunt sub atac. China, ca instituție veche a tradiției noastre europene, nu? China, te duceai în vizită la o
familie și luai cina cu acea familie. Ce se întâmpla în jurul cinei, da? Nu vorbesc despre cina Domnului aici, despre experiența euharistică, vorbesc despre cina obișnuită în care începeai să dezvolți niște aptitudini. Bună seara, domnule Popescu, bună seara, doamna Popescu. Asta înseamnă introducerea ta în această dimensiune socială elementară. Deci social media distruge virtuțile sociale. Unde aș putea să mă așez? Vă mulțumesc frumos, da? După aceea, bunele maniere la masă, cum ne hrănim, nu ca niște vite, nu ca niște fiare, da? Folosim niște instrumente pentru asta. Cum întindem mâna după pâine, nu punem mâna peste mâna celuilalt, da? Deci avem un ritual întreg care dispare sub ochii noștri, un ritual al umanității, un ritual al civilizației. A dispărut. Mâncăm cu telefonul în fața noastră, furajăm, deci nu mai mâncăm, da? Și credem că suntem smart, dar suntem stupid, suntem tâmpiți, suntem idioți. Pentru că am ajuns ca instrumentul să nu mai fie instrument, ci scop în sine. Iar eu fac această transmisiune live pentru dumneavoastră, culmea, tot pe Facebook. Social Dilemma, un film răvășitor. Politica este distrusă, din punctul meu de vedere. Întâlnirile cu cetățenii n-au mai avut loc în perioada aceasta. Gândiți-vă la faptul că suntem cu toții obligați să stăm în online. Rare ori mai interacțiunea aceasta față către față. Eu am făcut-o, dar foarte mulți nu o fac. Și pur și simplu asumă din start că ăsta e viitorul. Viitorul este să te ascunzi de cetățeni, să vorbești doar cu televiziunile plătite, să vorbești doar cu Google și cu Facebook. Plătești Google, plătești Facebook. Nu vă dați seama câți bani au făcut Google și Facebook din banii dumneavoastră. Odată că dumneavoastră v-ați uitat la ei, la acești politicieni, și odată că politicienii au plătit cu banii dumneavoastră, ce ceva, cum să spun, ți se sparie gândul, e moartea pasiunii. Deci dumneavoastră, nu știu dacă știți, plătiți partidele politice pentru că dumneavoastră plătiți taxe și impozite din care se recoltează o subvenție pentru partide. Da? Dumneavoastră, cât e ceasul? Și 38? Și 28. Deci dumneavoastră plătiți taxe și impozite, partidele politice primesc subvenții din banii dumneavoastră și după aia partidele politice vin și subvenționează. Că vedeți, USR, PNL, PNL-ul e peste tot, frate. PNL-ul acum a băgat bani peste tot. Deci, mai am 2 minute. Peste tot vei vedea reclame la partide pe platformele Facebook și Google, platforme care, repet, fac bani de 2 ori. Odată că dumneavoastră vă uitați și îi pun reclame, și nu numai astea cu partidele, ci și alte reclame, și 2, pentru că plătesc partidele ca dumneavoastră să vă uitați. Deci e ceva incredibil. Toate aceste mari corporații câștigă bani de pe urma prezenței noastre în online, iar noi, repet, în timp ce ei câștigă o grămadă de bani, în timp ce ei nu își lasă copiii să stea cu telefonul în mână, pentru că niciun mare fondator de companie, de la Pinterest până la LinkedIn sau ce vreți dumneavoastră, nu își lasă copiii cu telefonul în mână și au grijă să-i trimite la școli private și așa mai departe. Noi, în schimb, ce facem este să ne prăbușim în tot ceea ce înseamnă valori fundamentale. Așa că, dragi prieteni, lansez un challenge pe finalul acestei intervenții live. Haideți să vedem dacă putem, de astăzi începând, în fiecare dimineață, o oră, nu știu ce faceți, citiți, meditați, vă rugați, orice puteți face fără telefon, o oră, mi s-ar părea extraordinar. Să încep dimineața ascultând o piesă muzicală, dar nu pe telefon eventual, nu știu, de pe un CD, sau fredonând tu singur în baie, sau meditând, sau rugându-te, sau făcând, citind, evident, făcând orice altceva decât să butonăm telefon. Dacă reușim în fiecare dimineață o oră, de la 6 la 7, de la 5 la 6, de la 4 la 5, de la 7 la 8, nu știu, că după 9 nu cred că se mai poate. Dacă reușim să facem chestia asta, suntem tari. Deci tare este ăla care se poate abține de la a mai fi un cobai în această incredibilă, infernală mașinărie care a fost declanșată acum 10-15 ani. Dacă reușim chestia asta, dragilor, suntem tari. Vocea Libertății vă lansează un challenge. O oră pe zi, în fiecare dimineață, fără telefon mobil. O oră pe zi. Începem de astăzi, vă zic și eu cum reușesc să fac chestia asta. Și dacă se poate, măcar cu o jumătate de oră înainte de culcare,
să lăsați telefonul și să-l puneți într-o altă cameră. Eu fac chestia asta, deci eu pun telefonul într-o altă cameră ca să nu mai am ispita de a-l deschide, atunci suntem extrem de tari. Dragilor, vă mulțumesc mult! Nu uitați, pe 27 mergem la vot. Discuția despre virtual și real continuă. În ceea ce mă privește, Școala Neamțu va organiza tot mai multe întâlniri nemijlocite față către față, pentru că așa nu mai merge. Trebuie să ne cunoaștem, trebuie să ne vedem, trebuie să ne întâlnim față către față și aceea este adevărata întâlnire. Cu emoție, cu poate stânjeneală, cu bucurie, cu euforie, dar adevărata întâlnire este față către față. De aici, din București, dragilor, îmi au rămas bun și nu uita, fii tu liderul din viața ta. La revedere, România, oriunde te afla. Bye, bye!